Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea trei gânduri pe care le are persoana voastră în legătură cu voi. Vom avea două variante, cum am tot avut în ultima perioadă, așa. Și am să vă rog să țineți cont că am o secțiune de membri a canalului. Dacă doriți să știți diferite trucuri, ritualuri, lucruri de această natură în legătură cu anumite subiecte, am să vă rog să-mi lăsați în comentarii, pentru că în zilele următoare eu mă voi ocupa anume de înregistrarea acestor mici ritualuri, nu foarte complicate, foarte simple, cu tot felul de obiecte pe care cu siguranță le găsim în casă, da? Și cei care doresc să participe la această secțiune sunt bineveniți, da? Bun. Bun. Varianta 1, varianta numărul 2. Alegeți prima variantă care vă atrage atenția, da? Eu amestec un pic cărțile ca să fie amestecate înainte de a începe efectiv. Bun. Și varianta numărul 1. Bun. Pentru varianta numărul 1 vreau să văd întâi de toate cu ce fel de persoană aveți de-a face și cine sunteți voi. Vreau să încerc să fie lucrurile un pic mai specifice, astfel încât persoanele care au dubii dacă rezonează sau nu să fie un pic mai sigure de acest lucru. Da? Deci persoana voastră. Cine este această persoană? Îndrăgostiți. Această persoană pentru unii dintre voi, da, într-adevăr, poate să fie în gemeni. Pentru alte persoane, sincer, aici, această persoană îmi pare să fie abundentă, îmi pare să fie o persoană care poate să aibă tendința să se gândească și să se răzgândească, să fie o persoană un pic mai indecisă și să fie o persoană care are anumite schimbări de comportament și de păreri foarte rapide, cu care este destul de dificil să țineți pasul. De asemenea, această persoană este o persoană care iubește foarte mult să comunice și este o persoană care are tendința de a face destul de dificil anumite alegeri. De foarte multe ori această persoană trebuie pusă în fața unui ultimatum ca să aleagă efectiv ceva și asta nu va fi pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi s-ar putea ca această persoană efectiv să fie genul de persoană care îi place foarte mult să flirteze cu foarte multe persoane și îi place să lase portițe deschise doar în caz că cine știe ce se întâmplă. Deci cam ăsta este tipul de persoană. Să vedem alte detalii. Da. Aici, această persoană, pe lângă aceste situații, aceste, nu știu cum să le zicem, trăsături, este o persoană destul de muncitoare, este o persoană care întotdeauna are grijă de persoanele apropiate, e o persoană care se gândește foarte mult la cum să obțină bani, cum să câștige bani, cum să aranjeze lucrurile, cum să arate bine, cum să fie, nu știu, cum să arate efectiv. Cred că e cel mai bun mod de a spune, pentru că această persoană este foarte preocupată ca locul în care se află întotdeauna să fie frumos. Persoana asta nu neapărat ține atât de mult la haine cât ține la împrejurimile sale. Ține foarte mult ca în casa în care stă să fie lucrurile frumoase, cel puțin așa speră. Ține ca dacă are o grădină să fie plină de flori, lucruri de această natură. Deci este o persoană destul de orientată spre esteticul locațiilor, mai mult decât pe estetica personală. Iarăși altă energie care poate să fie această persoană este cea a zodiilor de pământ, anume Taur, Fecioară sau Capricorn. Este o persoană care gândește foarte mult și petrece foarte, foarte mult timp în legătură cu ceea ce are de gând să facă. Încă o dată, partea de estetică la grădină, partea de design în legătură cu casa. Este o persoană foarte fascinată de lucrurile astea. Este o persoană care întotdeauna ar gândi cum să aranjeze, cum să facă să fie, cum ar fi dacă ar pune o măsuță într-un colț, dar cum ar fi dacă ar pune în altul. Persoana asta este foarte preocupată de lucruri de această natură și este o persoană care preferă să stea să se gândească la cum să aranjeze și cum să schimbe mobila prin casă decât
la problemele de zi cu zi. Este o persoană care alege să își orienteze gândurile spre o activitate, astfel încât fie să se simtă bine, fie să câștige mai mulți bani. Este o persoană care se ține întotdeauna ocupată, o persoană care nu neapărat reușește să se bucure foarte mult de timp liber, pentru că efectiv n-are, are o mulțime de idei, vrea să facă o mulțime de lucruri, vrea să se împartă în 10.000 de direcții, dar în cele din urmă este o singură persoană și are o capacitate limitată de a face lucrurile, capacitatea de a gândi să facă lucruri pe de altă parte și propuneri și idei și sugestii și așa mai departe, asta este nelimitată la această persoană. Dar în ceea ce privește a face efectiv ceva, acea capacitate e destul de limitată, pentru că această persoană trebuie să se limiteze la 24 de ore într-o zi și în această perioadă trebuie să mănânce, trebuie să se odihnească, trebuie să facă multe. Deși de foarte multe ori poate avea tendința să nu doarmă nici măcar cât ar trebui, cât ar fi un minim, doar pentru a face mai multe. Cine sunteți voi? Voi sunteți persoane care ați avut de trecut prin foarte multe schimbări. Văd aici energia zodiilor de foc mai ales, berbec, leu, săgetător și energie de scorpion, energie transformatoare. Ce aș vrea să zic este, voi sunteți genul de persoană care se dedică enorm casei, care se dedică enorm căsniciei, căminului, care se dedică familiei în general. Sunteți o persoană care știe ce are de făcut, știe ce trebuie să realizeze, știe cum să realizeze, sunteți foarte buni în a da ordine, dar persoana voastră pe de altă parte este mai bună la executa și este mai bine să rămână așa ca să nu vă treziți ulterior în haos, da? Și voi sunteți persoane care ați trecut prin diferite tipuri de viață, voi ați avut niște schimbări foarte mari, foarte dure uneori, dar cred că aici tot ce s-a întâmplat a fost să vă călească între ghilimele și să vă facă pe voi să fiți atât de puternici încât să nu există situație care să fie prea mare sau prea grea pentru voi. Voi ați fost, între ghilimele, antrenați ca să conduceți situația indiferent de unde vă duce viața. Rolul vostru este de lider și n-am ce să zic în legătură cu asta. De asemenea, în timp ce această persoană poate să fie angajată sau poate, nu știu, să lucreze într-o echipă sau să depindă de cineva, această persoană, voi sunteți persoanele care dețin o firmă, care conduc, care ghidează. Chiar dacă sunteți mai mult orientați către casă și familie, voi sunteți persoanele care sunt menite să ghideze, să conducă și la locul de muncă. Bun. Trei gânduri pe care le are această persoană față de voi. Deci, încă o dată, persoana voastră în energie este Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur, Fecioară, Capricorn. Voi aveți energie de berbec, leu, săgetător sau scorpion. Această persoană se gândește de faptul că voi sunteți persoane foarte învățate, foarte înțelepte. Este posibil ca o parte dintre voi să fie persoane care au fost mai educate, care au mers la școală, care au un mod de a se exprima anume. Se vede faptul că voi sunteți umblați, că voi sunteți citiți, că voi sunteți persoanele care întotdeauna știu cum să se adapteze și cum să fie mai aproape de cultura pe care o vizitează. De asemenea, voi sunteți persoane care vedeți foarte multe opțiuni și foarte multe idei acolo unde nu parcă ar fi foarte multe. Iar la chestia asta și voi și persoana voastră sunteți plini de idei și atâta doar că voi, pe lângă acele idei, aveți și cunoștințe practice despre cum puteți implementa acele idei și cum să le faceți să devină realitate. Asta pe lângă o posibilitate de a raționaliza foarte bine resursele, astfel încât ele să meargă în direcțiile cele mai optime. Voi știți când să puneți acea frână, când să puneți limite. Și asta persoană admiră foarte mult la voi. Ok, un alt gând al persoanei. Aici persoana vede că, în ciuda faptului că voi ați trecut prin foarte multe lucruri și nu toate au fost frumoase și nu toate au fost ușoare și au fost momente foarte dificile, voi ați reușit totuși să învingeți. Voi aveți un caracter de luptător și e clar că voi nu sunteți
persoane care se implică doar de dragul de a fi acolo sau doar de dragul de a trece un lucru pe CV sau ceva de această natură. Pe voi vă interesează într-adevăr să obțineți rezultate, pe voi vă interesează să faceți ceva, pe voi vă interesează ca pe unde treceți voi să se vadă. Iar persoana asta, încă o dată, apreciază enorm acest lucru. Și încă un gând. Totodată se pare că voi aveți foarte bune abilități de consilier. Voi știți foarte bine cum să sfătuiți oamenii, care este cel mai corect lucru pe care l-ar putea face. Aveți un simț al justiției foarte bine dezvoltat. De asemenea, aici consider că voi sunteți foarte buni în a remedia conflicte legate de familie, de cupluri, de persoane care s-au îndepărtat destul de mult unele de celelalte. Voi știți să aduceți aceste persoane mai aproape și să regăsească armonia pierdută anterior. De asemenea, voi puteți fi persoane care v-ați putea regăsi foarte bine într-un domeniu ca și psihologia sau ca și justiția într-o formă sau alta, dar sau medierea chiar, de ce nu? Dar este foarte important să înțelegeți că aceste abilități vin și cu niște aspecte pozitive, dar și cu aspecte toxice. Uneori aveți tendința să fiți prea competitivi, uneori aveți tendința să vreți prea mult, să îndreptați lucrurile acolo când efectiv nu mai este cazul și sunt pur și simplu lucruri pozitive și lucruri negative la orice. Dar ce pot să vă zic de acum este clar, persoana asta în toate cele trei gânduri vă admiră, vă apreciază, admiră faptul că voi sunteți niște luptători, admiră faptul că voi sunteți învățați, faptul că voi studiați și depuneți efort pentru a studia un anumit domeniu, încă unii dintre voi, alții probabil ați terminat deja școala și se vede foarte clar că această persoană admiră ideile voastre, admiră faptul că voi știți cum să interacționați cu lumea, știți cum să vă faceți plăcuți, știți cum să vă faceți apreciați, știți cum să răspundeți fiecarei persoane, indiferent că aceasta are intenții bune sau rele față de dumneavoastră și știți exact cum să puneți problema astfel încât niciodată să nu ieșiți în pierdere. Bun, cam astea ar fi cele trei gânduri ale persoanei voastre față de voi. Vom trece la varianta numărul 2. Să vedem ce avem. Energia persoanei voastre. Cine e persoana voastră? Să vedem. Aici avem de-a face cu o persoană care are tendința de a privi un pic de sus pe toată lumea. Este o persoană dornică să ajute, este o persoană care, într-adevăr, are tendința de a ajuta oamenii, de a face bine oamenilor și așa mai departe, dar întotdeauna o face cumva din a privi superior pe toată lumea. E o persoană care nu neapărat se vede la nivelul persoanelor din jur, este o persoană care are tendința să se gândească foarte, foarte pozitiv de sine. E o persoană care și simplu are senzația că este înconjurată de idioți. Efectiv, asta este energia persoanei, efectiv, asta este ceea ce consideră această persoană. Această persoană cumva este superioară din punct de vedere, nu știu, financiar, mental, moral, spiritual și așa mai departe și toți restul sunt idioți, cam așa se simte. Bun. Vedem mai departe. Oh, 10 de spade și 10 de cupe. Ups. Ok? Aici avem de-a face cu o persoană care a suferit foarte mult de pe urma traumelor ce au legătură cu familia. Sincer, cred că încă suferă pe acest domeniu. Aici, această persoană are acest fel de a se gândi și nu zic asta ca să justific ceea ce face, dar este un mod al său de a se prezerva, e un mod al său de a se menține, e un mod al său de a se autoapăra în momentul în care această persoană se simte atacată. Persoana asta nu știe cum să combată într-un mod sănătos și eficient o situație. Persoana asta poate fugi de confruntări directe. Avem de a face cu o persoană care își dorește o familie, își dorește stabilitate, își dorește o viață frumoasă, dar este o persoană care a trecut prin foarte multe zguduiri, prin foarte mult zbucium și atunci această persoană are
destul de mari dificultăți în legătură cu a se raporta sănătos la alți oameni. Nu este că nu-și dorește acest lucru, dar efectiv nu știe cum. Și asta este problema cea mai mare în legătură cu această persoană. Cred că toate problemele pot interveni de la pot să fie apărut după un divorț în familie. Deci, practic, s-a întâmplat un divorț în familie, nu neapărat pentru toată lumea va fi divorț chiar între părinții săi, pentru alții poate să fie vorba de o mătușă și un unchi și după să fi început tot calvarul și pentru această persoană din cauza faptului că familia a început să arate față de toată lumea cât era de fapt de disfuncțională sau ceva de această natură, dar se vede foarte clar că după acel divorț, efectiv, tot universul acestei persoane s-a prăbușit și această persoană a trebuit să se mențină așa cum a putut pentru a face față. Pentru foarte mulți dintre voi aici, această persoană nu a făcut terapie, nu a mers la psiholog, nimic de această natură și pur și simplu s-a zbătut și s-a lovit de toate pietrele pe care le-a avut pe drum. De asta, aici persoana asta, da, într-adevăr, se vede cumva superioară, se vede cumva, dar o face mai degrabă ca un sistem de autoapărare. Energia voastră, să vedem. Energia voastră este aceea de depărtare. Ce am uitat să zic la persoana voastră, aceasta poate să facă parte din zodiile de apă, berbec, nu, berbec nu-i de apă, scuze, zodiile de apă, pești, rac, scorpion, așa, nu știu de ce am zis berbec, mă rog, poate să fie un berbec, da, nu pentru toată lumea, da. Pentru că berbecul chiar nu-i de apă, sau dacă este un berbec, poate să fie cu plasamente foarte puternice în apă, de exemplu, luna, ascendent, nod nord, lucruri de această natură. Bun, și mai poate să fie vorba, deci, zodii de apă, zodii de aer, gemeni, vărsător, balanță, dar ce mi se pare cel mai interesant este că aceleași plasamente împar și de partea voastră, adică apă și aer. Nu am alte energii în afară de apă și aer aici. Deci poate să fie zodie de apă cu zodie de apă sau zodie de aer cu zodie de aer sau zodie de aer cu zodie de apă. Voi știți cum, dar nu am, de exemplu, aici zodii de pământ și zodii de foc. Nu este, chiar dacă atunci nu știu de ce am zis eu berbec încă o dată. Așa. Bun. Ce aș vrea să subliniez aici este pur și simplu faptul că voi puteți fi la distanță, voi puteți să nu comunicați cu această persoană, sincer, există încă urme de regret din partea voastră față de ceea ce ați avut cu această persoană și totuși nu cred că reușiți să ajungeți la o concluzie cu aceasta. Sincer, cred că aici voi duceți o viață mult mai bună, mult mai frumoasă față de persoana voastră. Cred că voi sunteți mult mai liniștiți. Singurele voastre probleme și regrete sunt în legătură de care ar fi fost potențialul cu acea persoană și nu neapărat atât de mult legate de viața voastră fără această persoană, pentru că viața voastră fără această persoană este destul de ok. Da, într-adevăr, există mici provocări pe aici și pe acolo, dar sunteți mult mai liniștiți, mult mai echilibrați și mult mai ok fără această persoană decât cu ea. Și asta este un element extrem, extrem de important pentru voi, pentru că voi, efectiv, e ca și cum nu vreți să conștientizați acest lucru, nu vreți să apreciați acest lucru, de preferat dacă voi sunteți persoane care au tendința, pentru că aici poate să fie o singură persoană care are tendința de a se refugia în momente critice, în alcool, nu este ca să vă va aduce vreun rezultat sau că vă va ajuta cu ceva, dar aici este pentru persoană două, maxim, hai să zicem trei, dar nu pentru toată lumea. Da, să vedem gândurile acestei persoane în legătură cu voi. Opa!
Această persoană se gândește foarte mult că voi sunteți persoane care se iubesc pe sine, care, mă rog, aveți grijă de voi și vă, care sunteți acolo astfel încât să faceți lucrurile să fie mai frumoase, mai echilibrate pentru voi, și se vede ca și cum această persoană consideră că voi vă puneți pe voi pe primul loc și că nu țineți cont de altcineva. Se vede de asemenea ca și cum voi sunteți persoane care sunteți în general foarte vesele, foarte fericite, foarte mândre și cu ceea ce au obținut până acum. De asemenea, este ca și un sentiment că voi cumva ați fost privilegiați. Poate ca această persoană să considere că voi sunteți persoane care aveți mai mult noroc, care ați avut anumite oportunități pe care această persoană nu le-a avut. Nu e neapărat ca invidie, o să o zic sincer, pentru că nu pot să fie invidie, dar este mai degrabă ca și cum această persoană vede, ok, dar tu ai avut atât de multe oportunități pe care mie mi-au lipsit și totuși nu înțeleg ce nu-ți convine, ceva de genul se simte. Mai departe. Apoi avem luna, încă o dată. Această persoană are sentimente, are trăiri destul de intense în legătură cu voi, dar tinde să le trăiască în tăcere și, sincer, aici această persoană se așteaptă ca voi să îi dați un mesaj. Nu este acel tip de așteptare de tip anxios, de tip, nu știu, să mă contacteze odată sau să vedem exact ce putem face. Este pur și simplu ceva mai degrabă de modul, este normal ca această persoană să mă contacteze, este normal ca această persoană să mai încerce, dar în același timp este o persoană care nu neapărat, eu vă zic sincer, dacă voi contactați această persoană, nu cred că vă veți primi un răspuns pozitiv. De ce? Pentru că această persoană se simte mult mai bine fiind de una singură, această persoană se simte mult mai liniștită, fără să aibă de face cu lumea exterioară și de aceea poate avea tendința să se izoleze. Și de asemenea, cred că și pentru voi este un timp destul de bun pentru a vă izola, cel puțin de partea romantică, și să petreceți timpul cu prietenii, cu amicii, să vă simțiți bine. Dar în ceea ce privește romantic, pe niciunul nu-l văd pregătit pentru a avea efectiv o relație. Ce mai pot zice aici este că lucrurile nu par să se îmbunătățească în niciun fel, nu văd pași clari făcuți de această persoană către voi, nu văd că această persoană o să facă ceva efectiv sau într-un mod de așteptare și atât. Dar da, acestea sunt gândurile acestei persoane față de voi. Încă o dată, sentimentele persoanei față de voi sunt puternice. Dar e un pic, cum să zic, e un pic greu ca această persoană să vină și să reușească să se raporteze la iubire exact așa cum vă raportați și voi. Sunt foarte multe diferențe de acest tip în legătură cu relațiile și cum vedeți voi relațiile, unde vreți să ajungă, efortul depus și așa mai departe. Și nu prea are ce să meargă aici fiind aceste diferențe. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!